Răzvan! Da. Să te văd! Hai să mă întorc. Așa. Bă, tot bărbat bine ești? Odată. Odată, bravo, cum? De unde e vorba asta? A noastră, Chirsine! Zice, odată? Și mai odată? Au! Răzvan! Aici cu taică tu arătați foarte bine. Cai arată și mai bine ca înainte. Deși și înainte extraordinar de bine ținut. Așa. Ne aflăm la Bradu, la Sibiu. Expoziție la frățiorul ăla, Dragoș. Cum ți se pare până acum toată șmecheria? Eu acum m-am dat jos din mașină. Cum? Ora 9. Da. Crească domnul Ilie! Nu e nouă, e fără un sfert. Așa și? În alte târguri nici la două nu-i târguri. Du-te până jos, tati. Zici tu? E copilul lui tata. Bine, ce? Tata? Ce ai văzut? Ai venit aseară? Ia? Hop, 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 hop! Bă, Răzvan, tu l-ai învățat să ridice piciorul așa? Tu l-ai învățat să ridice piciorul așa? Are defecte. De vorbire sau de care? Bună ziua, bună ziua! Ce faci? Uitați bine dumneavoastră! Domnul Virgil! Vreau să spunea Virgil! Servus, tati, bossul meu! Sănătate, șeful! Sănătate, ce faci, șeful? Bine, domnul Virgil, tu ce faci? Uite, acum am ajuns pe poziție. Arăți foarte bine. La datorie, treaba faină, cai buni. Ce zici, cum va fi aici la două? Eu zic că va fi o expoziție super tare. Frumos, așa-i? Super tare, care cam puține. Și terenul frumos, loc frumos, loc bun, oameni buni, treabă faină, lume bună, așa, așa. Fratele nostru Șeicu să-i dea Dumnezeu sănătate și să mai poată să mai facă. Să mai poată să mai facă, prima ediție e super tare. Da. Bine, Cristin, ne vedem. Bine. Nu că mai vreau să prezint o mânză. Așa. O aduce aici? No, bun. Da, Răzvan, și pe ea tot așa ai învățat-o. Și pe ea ai învățat tot să ridice picioarele așa frumos. Eu nu am învățat. Eu am învățat mama lor. Da. De la mama natură. Bună ziua. De cât timp ai pe ea? Păi, 3 luni. Hai, da, frumos să-i mămă. 2 anișori. Ha? 2 anișori, dar e obeză. Nu e obeză, mă. E obeză. Dar cum să fie o obeză, mă, dacă... Ai grijă. Ai grijă. Ai mânzul că cu sunt. Aha. Du-te un pic în fața așa în ei. Pe lângă luganul ăsta galben. Nu-i apă mai pe lentă, așa, Cristian. Nu-i lentă deloc, mă, cum lentă? Pune-o la soare. Pune-o la soare și întorci-o fain. Eu că am roșit un pic acum, Cristian. Ai ținut-o în pășune? Din cauza la... La călduri, fără cu ochi. Frumoasă. Mamă. Las-o așa, las-o așa. Să întorcem și cu fața să... Vadă ăștia un piept de friză aici, cum trebuie să prezint. Nu e îngustă în piept, așa-i? Cum a dai tu cu părere, câțiva căluți, ai văzut și tu, Cristi. E frumoasă, tare, îmi place de ea. Și e bine îngrijită. Da, o să-mi aduc-o mai aia. No, mulțumim, Răzvan. Dau înapoi. Bine, Cristin, ia, ce să zic? Hai, spore. Ne vedem pe aici. Ce faci acolo? Hop, Rolex, hop, tati, hop! Răzvane! Hop, poker, hop! Răzvan! Da,
E al tău? E al nostru. Al nostru. Foarte frumos, nu-mi place de el. Metis de frigian de 4 ani, Cristian. Așa, cu... Sânge rece cu frizcă. Sânge rece unguresc? Bă, da, tu vezi ce frumos a ieșit. Da, bă, uite un pic de urechiușă. Ce zice cu... Lasă-l, lasă-l. Nu, cal, știi ce, zici că e iapă. Dar frumos, tare. O lua mult de la sânge rece. Dar fii atent, fii atent, bă! Are un pic de finețe la mărs? Îmi place mult de el. Uite-te, parcă e pe... Mers aici la un cal de nou. Mă, omule, parcă merge pe normă. Opa, pierdete-ne. Uțu, câți cai ai adus? Doi. Ăsta și un sur. Aha. Tăsângele ce? Da. Nu, no, e bine așa, că uite-te, nu se lasă de... Cred că mă las de meserie. Adică, ce vrei să te faci? Nu mai pot să mai fug cu cai, da. Păi, tă mănânci și din alea, tă mănânci, tă... Știi cât fugeam eu, 20 de cai. Acum a făcut unul și... Crezi, da, nu-ți mai place sportul sau care-i faza? Ai fost mai gras? Fii atent, trebuie să ai grijă cu toba. Așa-i? Da. Ia minte de la mine, uite ce bine arăt. Cum arăt acum? Ești numai aici și aici. Și un pic... Aici, aici am pătrățelele, am ascuns un pic. Unul mai mare. E, dar ce zici așa, cât de cât am dat jos din dobă? Foarte. Nu mai te găuda, bă, că de vânzare, Cristi. Aha. Pentru cei care vor un cap. Ce Facebook are Uțu? Poftim? Facebook-ul Uțu, dacă cineva dorește. Spirita sau Dani Răzvan, mă poate contacta. Super. E, tot ai noi, Cristi. Da. Cristi, ne vedem. Bine. Sănătate. Faine căruțe aveți. De la Cluj ați venit? De la Cluj. De unde e de la Cluj? Din Baciu. Din Baciu? Da. Le lăsați așa, că nu le dați jos stresurile? Nu le dau. Dar bine ar fi să le dați jos, să mai le probați cu un cal. Da, pe nu este cal. Nu este cal pentru stresurile dumneavoastră? Da, n-am. Nu vă cred. Nu am un cal. Păi uitați aici ce cai au adus băieții ăștia la rampă. Da, pe vezi. Salut. Na. Salut. Încă e umed de iarba. Ce faci? Bine, tinere, ceau. Tu ce faci? Uite. E al tău frizianul? Băi, a lăsat mâine pe frizian la șalice. Ia uite ce frumos. Du-te încolo, du-te încolo. Numai unul ai dus? Nu. Zici să vină încoace așa frumos. Al doilea unde ți? La remorca. Unde ți remorca? Mercedes-ul la X-ul. Aha. Du-te, mama, cum se cheamă? Cât are? Hop. Mama, ia. Nu te-au auzit. Ovi te cheamă că ți-am uitat numele. Te-a întrebat băiatul că ce vârstă are? 10. 10 ani. Tu vezi ce bine arată la 10 ani? Nici nu dai 10. Nu. Bună dimineața, Cristina. Vă salut, băieți. Ce faci? Ați cam sfărui, băieți. Noi? Voi. Păi de unde, când am plecat noi de dimineață, dormeai așa de frumos? Am înțeles. Deci eu am sfărui. Da.
Ciao băieți, ciao. No, îmi place ce văd la voi. Îmi place ce văd la voi. Așa. În spate sânge rece unguresc. Suri, în față aici la noi frizieni. No, nu-i rău. Aurelian, câți mai ai acasă? Încă 5. Cum te descurci cu ei? Că văd că-i ții așa la finețe pe băieții. Așa mă ține, cum vine soția? Aurelian, mulțumesc frumos. Vreau să arăt abdomenul. Așa, dar încordă un pic să vedem. Ia să la evidență. Mai. Da, vrei să puști, ce? Da, trate așa în spate, nu știu, că așa e nifă. Ce faci? Salut. Hop. Dacă nu vine pe tine. Salut. Bună ziua. Vă salut, băieți. Ciao. Alexandra, frumos la Sibiu. Foarte frumos. Așa. Acum începe lumea să tot vină. Dar și tu ești o fată frumoasă. Mulțumesc. Stă bine călăreață. Mulțumesc. Și calare după măsură, da, la comandă. Domn Vianu, vă place fata? Fata și cal. Așa. Aici zice domn Vianu. Cum? La comandă. Da. Lasă că ridică mai târziu. Da. Alexandra, nu mai ridică. Să nu... Acum ai obosit. Nu, să nu apuc să-l țin eu în brațe. Dacă te obosești așa repede, Alexandra. Nu venim la tine. O să ne arăți un pic. Să da, hai. Eu voi răzbană. Păi nu știi calul, uite la noi. Spectacol, Cristi, spectacol. Da. O, după el. Spectacol faci. Da.
asta. Mai merge să ne mai plimbăm. Da. O să aveți și linie în viteză? Da, o să fie doi cai care participă, după natul normal. Și câți cai preconizezi că vor fi toți la alergare? Destul de mulți. Deci vor fi mulți? Da, cam da. Adică e singurul loc în care pot să scrii și așa mulți la gara. Am înțeles. No, bun atunci. Ne vedem în cadrul expoziției. Da, cum să nu. Hop, hop, hop. Salut, domnul Cristinel! Salut, salut! Am venit să ne salutăm! Ălălalt, usurul! Îl cunoști! Așa! Zic, stă bine pe lângă Frigian! Salut, prinde-te de ghidonul ăsta un pic. Te trag, da, da, trag. Ăla-i tati. Ce să zic, băieți? Faină. Bine, Cristinel, salut. Faină treabă. Aia, pe ansamblu? Domnul Florin! Bună ziua! Bună, domnul Cristi! Aici, la tine, la stand, iepele tale frumoase, numai două ai adus. Două iepe și doi mânzi, da? Da. Mânzul negru e a Sureș, ai? Da, da, da. Și ăla e la aha. Foarte frumos! Domn Florin, când ați ajuns acasă? De două zile. Expre pentru acest eveniment? Anume pentru târg, da. Am înțeles, deci expre pentru târg. Domn Florin, cum vi se pare târgul de la Brado? Până acum? Acum fiind ora 9 și 20. Cum? Chiar foarte multă lume la ora asta, chiar e bine și... No. Timpul e frumos. Ce zici? Lumea, că... Întreabă lumea la mânjă, așa-i? Întreabă, așa-i? Da, da. Cât timp acum mânzuții? 4 luni? Are 4 luni și ăla are 3 luni. Am înțeles. Foarte frumos. Ce să zic, să aveți succes și... Domnul Cristinu, mai bine și cunoște pe la mine. Așa, să aveți succes când vin la dumneavoastră să aveți vreo 20 de pe, sigur că pe sistemul ăsta. Da. Vă aștept la mine cât mai repede, oricum vă sun eu zilele astea, să vedem că dacă nu așa. Plec, poate vă... Bine, bine, cum să nu, cu drag îmi fac. Cu respect, ne vedem. Numai bine, sănătate. Adi! Ce vrei? Vrei să cumperi calul Mădălin? Păi nu, dar vreau să fac ce fac. Aici, pe bilnetru. Așa. Ureche mică. Așa. Vrei să faci și noi un anunț. Așa, te rog, Mădălin. Cum am 20 azi, luna asta. Așa. Se face expoziție mare. Da. În Cluj. Da. Deci în județul Cluj, da? Luna? Comuna Luna. Acolo, către, lângă Răscruș, pe acolo, pe zona? Exact. Nu lângă Răscruș, nu Lona, Luna. Câmpia Turzii. Lângă Câmpia Turzii. A, lângă Câmpia Turzii, exact. Unde are tu, domnul Tulai Petre, exact, oile. Exact. Acolo? Da. Exact. No, bravo. Deci așteptați un număr cât de mare, da? Da, da, da. Și iar băieți cu oile iar facem expoziție de cabaline și de oile. Acolo? Da. Oile le spuneți într-o parte, nu le băgați exact. Chiar lângă, nu? Da, 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 da. Am înțeles. Te rog. Da. No, deci? Deci îi așteptăm. Care vrem să vină, îi așteptăm. Poftim? Un număr cât mai mare. Exact. A, așa. Băiete, Mădălin, mulțumesc. Ăsta hop.
Du-l încolo, că tot îl aduci către mine, dar nu-i micuț el. Ia zi și mic. Ha? Ți-ar place să așa muși pe gât, cum are el? Îți dai seama, și mie ar place. Adi, și? Adi, la bate. Hai! Hai! Îi de acum adunare. Va veni un pic de căldură, Adi. Salut, Cristi. Bună ziua. Dai un drog lung, eu zic. Domnul Ovidiu, frumos aici cu șezlong, treabă faină, ne place mult. Așa, de la Timiș, așa pe jos, cu calul sur. Nu-i? Aici îl avem prieten și pe domnul Angel, la mare, fain, îmi place. Ar trebui să facă, domnul Angel, ar trebui să facă o expoziție, să se facă premiere pentru cel mai... pentru cea mai bună ținută de vară. Sport, da. Corect? No. Pe viitor, dacă se va face pe zonă, vedem. Ce face? Fain aici. Bună ziua, domnul Cristinel! Ceau! E al tău? Nu ia mie. Ți-ar place un cal așa, ai? Și mie. Foarte frumos. Ce faceți, domnul Cristinel? Bine. Te admir. Nu-l pune călare, lasă-l. Nu. Mai du-te o tură încolo și treaba bună, bine? Hai. Dă-i! Dar și are fuga, Andreea, tău. Nu te agita că vezi că aia nu pleacă de aici. Dar cum? Unde să plece? Explică-mi. Oh! Bine! Uite aici două iepușoare frumoase, le vezi? Le vezi? Îngrijite bine. Împerecheate frumos.
Aici alți cai frumoși, bine îngrijiți. Fii atent, Adi. Vezi murguțul ăsta de aici? Mm. Doi din ăștia să-i pui la căruță. Uite-te ce frumos e murguțul. Te salut, tinere. Să trăiești, domnul Cristian. Aici căluții voștri, da? Da. De unde sunteți voi? La Porumbacu. Porumbacu e aproape. E jos, da. S-a ținut acum vreo câți ani s-a ținut acolo la voi? S-a ținut în 14 aprilie la noi. Acum? Da. Și s-a adunat cai? S-a adunat. Așa. Aici căluții voștri? Da. Da, toți au fost așa la Porumbacu, da. La târg. Cum sunt ăștia? Toți au fost așa? Da, da. Nu au fost niciunul mai... Nu, mai fost și așa și... Da, ăștia-s bine întreținuți. Ați băgat aici ceva investiție? Că nu-s toți, că acum mai vine de acasă. Cât mai aveți voi în total? Mai avem încă 3 acasă. Am înțeles. Ce să zic, doar vă felicit pentru buna grijă pe care o aveți pentru cai. Pentru felicitare. Na, deci toată stima pentru voi. Place la noi aici, la Sibiu. Da, cum să nu-mi placă? Păi nu-i frumos aici la voi, pe mijlocul tării. Bine v-am găsit. Cum zici? Sunt sepele legate după căruță. Aia, și ce are? Păi nu-s legate, acolo numai. Te poți duce un pic așa o roată, ușor numai. Dar așa, într-un cerc mic, știi? Da, da, da. Și atunci îi vedem pe tăs, roată. Dar nu te duci departe, numai un pic roată, bun? Ușor. Ăla-i, ușor. Hop. Așa. Sunteți de aici, așa de la Bradu, da? La Bradu, suntem, domnul Cristian. Mulți cai aveți la Bradu acum? Avem, domnul Cristian, avem câțiva. Și bine, băieți, bine într-una cu cai. Super. Deci dă mai înainte o bună cu cuvânt. Să trăiești! Oh,
Salut. Du-te pe după mașină, tinere. Du-te pe acolo asta. Ăsta e murgul care l-a dat jos din mașină acum, da? Cât are? 3 ani? 4? 3 ani și 8. 3? Fain cal. Deci ăsta e unul din caii care se puneți acolo la completare, la completare, am înțeles. Completăm, mai avem. Am zis că aducem de acasă, domnul Cristian. Așa. De la porumbacul, da? Da. Frumos cal. Trebuie să-l miști un pic, tinere. Du-te așa ca să meargă sângele în el, știi că cum o sta pe cam pe dubă. Atât, lasă-l. Bang, lasă-l. Tra. Da, bă, bună, șef. Fănel, ce faci? Ce să fac? Te-am uitat la târg? Mult, ți-o las să ajungi. Domnul Gruia, sănătate. De mult ați ajuns, de mult, așa-i? De seară. Așa. Am mâncat, am dormit, ne-am zâmțit bine. Treaba bună. Domnul Gruia, cum sunteți, domnul Gruia? Vă urmăresc așa intens pe ăsta și tot timpul mă surprindeți cu ce scoateți acolo la dumneavoastră pe pavaj. Scutim ceva, ce mărbim. Treabă faină, oricum. Felicitări. Domn Fane, sănătate. Thank you.
Nu, nu, greu. Aici suntem veniți aici la Sibiu. Așa. Cu ceva cabaline de frumusețe. Așa. Și de tracțiune. Să vă dea bine sănătate. Îți mulțumim. Îți place calul lui băiatul ăsta? Da, domnule, un cal foarte elegant, un cal foarte înalt în picior. Așa. Ființă înaltă. Da. Provine din altă rasă. Ce? Percheron? E ceva percheron, percheron ceva. Întoarce-l, hănțuc, bă. Dar vreau să vă spun. Da, îl știi pe băiatul ăsta ce vine încoace acum? Uite-te. Roșu. Domnul Roșu, Roșu de la Pitești, un interlop, un lider interlop. Da, domnul Roșu, v-ați apucat de sport? Că ați fost un pic mai grăsuț înainte. Toată viața. Ce ați făcut? Și... Da, mai știți? Nu mai țineam, o înțelepat, o să accelerat. Da, piciorul ridicat, știți să ridicat? Ia bagă-ne mașa, o țineștă. Cum se facă, cum? Da, arătați-ne cu piciorul, arătați-ne un pic. Vai, vai! Nu mai vine lumea la tine după aia. Noi suntem noi crescuți și educați. Așa. Cum stați cu caii? Aveți cai? Mașini aveți? Mai avem și mașini. Are mașini, motorete, biciclete. Mi-am mai luat acum un vapor. Vapor aveți? Și când ne dă cu vaporul dumneavoastră? Pe ce apă? Unde e? Ce apă? Cu atunci, da. Mi-a luat avionul. Cu vaporul. Da, unde, pe ce apă puneți vaporul? Pe Dunăre mergem. Și vă sun să ne dăm un pic pe... 100%. Când îl pun? Vă invităm, că avem o nuntă acolo și avem o nuntă și facem pe vapor. Da, cu... și cai o să aveți la nuntă, cai. Uite, lasă, în ce zi? Cai din ea de noapte și în apă. Aveți așa? Nică băieții se amuză din spate. Se amuză aici băieții de la Brașov, aici și așa. Da. Brașov și cu Pitești. Așa, așa. Lasă-vă de-a dus sănătate, bine ați venit aici la noi. Ce faceți pe vasorul? Da, de la el știți cum fug, cum de la el? Da, domnul, el ne-a învățat. Zi-o tu pe calul ăsta să mă... O zis, gata. Dacă o zis o dată, nu mai trebuie. Cu respect, trebuie să trăiți toate cele bine vădurii. Multă sănătate. Așa. Ne vedem pe YouTube. Așa, așa. Ne bași pe YouTube. Sănătate vă doresc. Bună ziua, domnul Cristi. Ziceți că de cât timp mă urmăriți? Din 2016 vă urmăresc. Așa. Mai ales pe domnul Costel. Așa. Și? Și am văzut că e colecționar de bricege. Așa. Și vreau să-i trimit un mic cadou din partea mea. Puteți de aici, de la Bradu, de la Sibiu. Puteți să ni-l arătați, să-l scoateți, vă rog? Nu-nuț. Oi, oi, oi. Sper să-i placă la domnul Costel. Da, să văd. Bă, eu cred că nu-i mai dau ăsta. Ce zice să nu-i mai dau, așa? Vreți dumneavoastră, da. Îl dau, mă, că după aia o să strâge după mine de nu îl dau viața întreagă. Strigă de sau de tot florești. Haide, capul meu de... Da, frumos cadou. O să îl dau și cred că o să se bucure foarte, foarte mult. Că cu el am văzut prima dată în 2016 când ați filmat dumneavoastră. Așa? Am văzut că ai lui Neacostel și m-am uitat așa din... Și cum vi se pare Neacostel așa din filmări? Aș fi vrut să-l văd aici. Dânsul ar fi venit până aici. Salut băieți. Dânsul ar fi venit până aici, dar e problemă cu oamenii și are mulți cai, multe vaci. Bine, stăm acolo dumneavoastră. Așa e treaba la noi acum cu fulul. E un pic greu. Am înțeles. Da, ce să facem? Am fost și la domnul Stelică. Cum să zic eu, mă simt așa de zici că e iconul de viață. Așa. Pe domnul Stelică, pe domnul de la Nicușor. De la Brud? De la Brud. Când începe frumusețea, domnul? Ce? La 10. Nu știu. La 10. Păi e 10 acum. 10 oameni, 10 și ceva. Da. Bun. Pe domnul Bexa, pe toți. Vă mulțumesc tare frumos, îi salutăm pe toți, pe domnul Bexa, pe toți. Și ne vedem și vă mulțumim pentru suvenir. Poate își face timp să... Bine, bine. Mulțumesc. Bine, multă sănătate. Sănătate multă. Nu, mă, dă el. Ce? Vă salut, băieți. Fain că ai aveți, bravo, felicitări. Da. V-ați înțeles la frumusețe? Să mereți să vă luați de ăla număr. Ba da, aveți, cum să n-aveți?
Bună ziua! Ce mai faceți, domnule? Bine, ce faceți? Păi, am vin tot să-l pregi. Domnul Tică, unde-s culile? Acasă! Păi, trebuia să aveți culile aici, să mai potcoviți câte ceva, nu? Da, așa trebuie, aia. Să-i chiscoță calul. A, dar la aici, uite aici, în poziția asta, pune-l, te rog. Domnul Tică, ce ziceți de expoziția de la Bradu? Frumoasă, da? Nu mai discute. Nu n-am prea văzut. În sfârșit s-a făcut ceva frumos la dumneavoastră la Bradu. Da. La Sibiu. Fain, da, pentru lucru. Fain, fain. Nu e de frumusețe, este pentru lucru. Ba, e și de frumusețe. Da, uite aici pe domnul Olaru și pe domnul Iancu. E un cal pentru lucru, pentru servicii, pentru probațiuni. Da. Mulțumim frumos. Să trăiți. Te salut. Ascultorul ată, domnule. Două fărgi, doamne, lucru. Salut. A, uite aici. Te bronzezi. Da. Bravo. Ceau. Ceau, ceau. Domnul Iancu, aici lângă un bun prieten, așa ai? Lângă un bun prieten, nu? Dacă ce are bobzăție, nu-mi bani, intrăm. De la pământ. Sănătate. Mai clătim mochi. Super. Așteaptă să vă scrieți atât la cursul de viteze, fel la aparatele de frumusețe, aparatele puteți cumpăra și bine la Togol. Cu respect! Vlăduț, da. Te afli lângă cine te afli? Lângă domnul Adi. Așa, băiat fain, domnul Adi. Da. Are mulți cai sau puțini? Da. Adi, ascultă-mă. Stai lângă un băiat de cai și va ieși din com. Bă, omule, deci pe mine m-a luat fiori când l-am văzut, când l-am cunoscut. No. Ne-am întâlnit pe stradă întâmplător și am făcut prezentarea la Ponei. Urmează zilele următoare să facem... Așa, Vlăduț, cum ești? Îl chem pe tăticul tău până la mine.
Du-te, cheamă-l, te rog, bine? Mulțumesc! De unde? La domnul Cristinelu. De la tata meu, Gric. Aha. Bună ziua. Mecanicul meu cel mai tare. Ce fac, domnul Cristi? Trebuie să vin să faci o inspecție la mașină, că te sună un arc. Da? Te cred. Așa face. Oare ce sus ăsta? Am dat așa în bolovănet, așa? Posibil. Facem. Cum ești? Bine, foarte bine. Faină. Da, am venit cu Emaș cu Andrei. Unde să fac? Uite acolo, vorbesc cu Stelică. Hai că ne vedem acolo, bun? Că ne vedem. Mă bag un pic să mai vedem ca aici, bine? Bine. Mulțumesc. Ne vedem pe aici. Da, da. Salut, salut! Ziua. Salut! Grecu Capra Costel pe așa, Facebook. Așa. Armăsar Percheron. Foarte frumos. Un sur pedigree cu drept de montă cu tot. Un sur foarte, foarte frumos. De 6 ani pe 7. Da. Și aici aveți și o mânzuță, așa? O mânzuță, da, semi grea, da? Da, e. Foarte frumos. Cum a zis că e Facebook-ul? Grecu Capra Costel. Sănătate. George. Aici cu Luci, cu fratele tău, unde e frate lângă? Frate, așa? La o parte, sau... Așa, aici avem și o domnișoară. Da. Să rămână. Ce-a vrut să zici, Luci? Treaba bună aici la expoziție pentru prima ediție. Place? Da, da. V-ați așteptat să fie așa frumos? I-am așteptat. Felicitări organizatorilor. Așa. George, ați adus unul din armăsarii pe care voi dețineți. Da, da. Așa. Cât aveți acum? Deci trei armăsari, da? Da, trei armăsari. Mânjii ăia micii mai ai? Doi mai am. Unde au ajuns mânjii tăi mici? La porții. Da? La un preț de vula. Așa, deci e treaba bună unde e, da? Da, si. Bună ziua. Tate. Ce faceți? Am venit și eu. Vă place aici la cai? Bine. Nu v-ați cumpărat nimica? Deocamdată nu, pentru că nici nu sunt în domeniu. Am înțeles. Bine. Acum era să vă lovească cu bicicleta. Oh, salut! E un prieten de-a dumneavoastră din tinerețe? Ah, poftiți? E un prieten de-a dumneavoastră din tinerețe? Logic și rog. Am crezut că doriți să-l duceți pe bicicletă. Să-l... E prea mare. El? Da. Așa. Tinere, tinere, aici e apa ta, da? Da. Perechea armăsarului, da? Da. Foarte frumoasă. Secretariat, puteți să stăvași și trebuie la tomba. Este un
Așa că vă rog să veniți în trene și să veniți în... să veniți iute, să veniți în timp eficient pentru a putea da drumul. Aici, lângă frățiorul tău. Unde e frate lângă frate? E alta. Mânzulos de 3 ani. Așa? Ca după sezonul de montă. Băieți, vă felicit. Vă felicit și vă apreciez pentru puterea cu care ați continuat, fiindcă sunteți niște băieți buni. Bă, uite așa, Ani, dacă am avea măcar câțiva băieți în fiecare sat, așa da, câțiva. Da. Am putea face ceva în țara asta, cât de cât. Cu dăruire și cu dragoste. Da, exact. Bine zic? Așa. George, îți mulțumesc frumos! Așa, Lupușor, aici la tine, dacă ai. Salut, fratele meu. Ciao. Te pup, ce faci? Bine, tu? Am venit un pic și noi la târg. Cum se pare? Bine, m-am tras la umbră. Așa. Sper să nu fi deranjată pe nimeni, că nu m-am pus chiar în rând cu oamenii. No, lasă, că e bine cum te-ai pus. Da. Am prins un loc de umbră și am zis că ar fi și păcat să nu-i bag oțel la umbră. Aha, aha. Hai, Riguțu. Cristi, lasă-l un pic pe copilul. Hai. Vine și băiatul, hai să. Da. Super. Domnul Bogdan! A? Da. Lupușor, stai aici un pic, te rog. Zi, Cristi, aici, da, lângă Lupușor. Pune-te lângă Lupușor, te rog. Eu? Da, mă, dar ești prietenul Lupușor, mă. Eu, da. Pune-te jos lângă el. Lupușor, fii atent aici, fanul tău, uite-te la el. Eu. Tu-l vezi pe băiatul ăsta? Uite-te la el. Mai, când o să fie mai mare, cred că o să-și cumpere și el. Mă, oare că ai omul, mă, omule. Are? Mă, am trecut pe lângă el, mă, și am prezentat că ai pe șosea, mă. Bravo, că ce să mai... Da, fii atent. Picioare-i cal. Auzi. Că e mică, e mare, e cal. Nu prea vezi tu bărbați că ai pe aici. Bravo. Ascultă-mă. Altul pune eu. Așa. Vlăduț, acum ne uităm la negrul Lupușor. No, ce zic, băieți, o se pune unul lângă altul Lupușor? Încearcă. Ia vorbește cu ei. Vega și Coșa nu pot unul lângă altul. E agitat blană. Aici, Lupușor, aici negrii tăi, după cum bine ne-ai obișnuit. Toți patru. Ne-ai obișnuit frumos. Da. Te calcă pe lii. Lasă că dacă îl descalță nu-i bai. Că am mai văzut dintre așa descalțați. Mă auzi? Acum nu-i vina calului că te calcă. Ascultă, dar nu e vina omului. Că te descalță. Că te descalță. Și pe mine m-a descalțat atunci până când am fugit. Ce-o descalțat? Cristi! Băgați-l așa să nu filmeze, domnule. Pune-i drept pe lii. Așa, pune-ți aranjații. Hai lângă pelicanul. Ho! Stai așa, Cristi. Greu să ai 4 ani lăsat să-i ții așa. Da, îți place de ei. Îți place? Îți place de ei. Lasă-l pe corbul mai într-o parte, așa. Lupușor. Bă, dacă se bat, dar noi avem aici arbitrii mei, desfac mai des. Mă bai între. Nu, nu-i voie, copii, trebuie să stea frumos. Lasă-l la mine, păi ce-i faci? Ho! Lasă-l la mine! Ho! Da! Ce-i faci? Ho!
tot lucrează. Te iubește Lupușor, dar și când e... Da, așa, Lupușor. Lupușor, aici ai pus pe toți patru frumos. Aici negri tăi de elită. Așa. Rar moment. Pelicane, când ai venit din străinătate? După 3-4 zile. Expre pentru expoziția asta ai venit? Ha? Mulți băieți au venit expre pentru treaba asta. Ce, hai să-mi dai mie un cadou? Ce? Nu, vei a mea. Acum mi-am primit-o și o cameră. Să-mi filmez pentru căluți. Înțeles. A crezut că să-mi dai mie nu cadou. Nu e problemă, Cristi, că bani și frică n-am avut niciodată, nu știi? Ia să văd. Ia să văd. Wow! Bă! Bă, parcă m-am îndrăgostit de camera ta de pozat. De vlogger? Da, mă, îmi place. Are camere veche, Lupușor. Nu, nu, e nou, nouță ăsta, model nou. E ultimul model. Ultimul model. Dar șmecheră. Îți place? Păi, dar cum? Acum... Mie mi-o trebuie așa, de tău, nu să fac timp. De tot. Să nu schimb nimic. Nu, mă, un pic închide catul, și tu te-ai băgat în filmare. Dar el vede că noi stăm aici cu coatele pe masă. Pe domnul înțelegem. N-avem, ăla e de-al lus, de-aia m-a luat de el, că dacă nu era de-al meu, nu mă luam. Așa. Că dar nu-i târgul nostru să stăm numai noi cu caii. Cristi, cum ești? Foarte bine, domnule. Frățiorul tău unde-i? Nu l-a luat cu tine? N-are voie? Aha. Prea cald, domnul Cristian. Și care-i faza dacă e prea cald? Ce se întâmplă? Face insolață, domnul. Nu uite de eme, lasă-l. Stă la umbră, uite-te la ei. Acum i-o dat-o la Itul direct sub barbă. Bang! Cristinele, care e viața ta, tată? Viață bună, relaxată, mă bun. Relaxantă. E ca și a ta. Te-ai uitat pe camera mea. Jur dacă te mină dacă nu mi-a ieșit filmarea încetășată din cameră. Băi, da, ai grijă că tot cam tremura mâna. Vezi, aveți grijă unde pun camera că și-o dat geană pe camera pac, mea. Pac, pac! Pac, pac. Stai să-i fac la campionul poză, că de-aia mi-am cumpărat camera, că numai cu mine are cu pozele. Așa, așa. Fă-mi poză. Acum dacă nu-i fac poză la Cristi, ascultați-mă, umplu Facebook-ul de Cristi. Da. Lupușor. Dă-l-ți mai încolo pe el. Atât, atât. Lupușor, mă duc. Pui la mine. Cristi. Așa. Băieți! Mulțumim tare frumos! Ei, oricum îi băgați, îi mai învârtiți o dată și băgați la stand. La locul lor. Că imediat începe concursul. Hai! De cai. Acolo în față. În hai, Riguțu! Mamă, ce fuge corbul? Vlăduț, de care îți place cel mai tare de corbul? A? Corbu. 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 Băi, Cristi, bă. Bun. Mă, Peli, mă. Mă, voi sunteți nebun la cap. Băgați-vă voi pe acolo frumos să vă poate filma, mă, framă. Vă sunt de 3 ori omul, mă, eu nu vă înțeleg, mă, framă. I-a zis la Pelicanul de 3 ori odată și o înțeles bine. Pelicane! Luați-o în culo. Pe rampă, băiete. Pelicane, mulțumim frumos. Nu mi-e nicio filmare mie. Ba, cum să... Asta ultima nu mi-e ieșit. Nu te năcăji. Important să-mi iasă mie. Păi nu, eu mă înnăcăjesc când vorbesc cu calul, dacă îi dau drumul să aduce sângul la remor, că vorbesc cu omul, nu mă înțelege. Ai, ai. Bună ziua! Ce faci, copile? Îți plac aia? Faină borseta ai! Borseta, îmi place borseta ta! Domn Bogdan, vă salut, bună ziua! Ce mai faceți? Foarte, foarte, foarte frumos! Iată, scris la frumos, să-ți ascund scris, așa? Nu știu,
bine dumneavoastră? Noi am venit la piață. Așa, cum vi se pare expoziția până acum? Frumos. Frumos, așa-i? Mulți cai. Treabă faină. Foarte faină. Nu. Le-a făcut tricou mie. Deci domnul Sârbu vine tocmai de la Giurgiu. Frumosul arvăsar castan. Arvăsar adus din Olanda chiar de dumnealui. Domnul Sârbu, vă rog să aveți un parcurs până în capătul culoarului. E al meu ăsta? Da. Oi, oi, oi. Eu șeful cailor? Da. Mulțumesc. Tu ești șeful cailor. Da. O prestație deosebită. Îi rog să se pregătească lupul Leontina, domnul Leonida, domnul Iordan, cei de la Hidalgo cu Tania și Arabela, Cosma Ana Maria, Valentina Morariu. Alergare, da. Călare, cei care stăpânesc sportul echestru, acum concurează rând pe rând câte doi. Deci au fost doi, da? Da. Și după aceea se va face cei ce au câștigat? Da, se face o semnalat. Ultimii trei care, ca să fie semnalat câștigătorii acum, ultimii trei concurează împreună. Super. Când le dă drumul? Haideți, luați startul în momentul în care este posibil. Îi rog pe cei care ne ajută cu organizarea să aibă grijă să fie un start corect. Gata. Așa. Uite, da. Uite acolo. Haideți, vă luați startul în momentul în care considerați că este totul pus la punct. Da? Valentina Morariu? Cosma Ana Maria? Nu. Nu, un pic. Lasă treacă. Mai bine să dăm start. Haideți, cine este la start? Start! Bine v-am găsit aici. Avem un ponei pentru tombola. Așa, am tras și eu niște bilete, de-abia aștept să... Sper să câștig eu. Sper să câștig eu, mă, chiar îmi place. Nu știu de unde l-ați găsit, dar e special. Și că noi avem macai speciali. Da. Da, dar zice că uite, domnișoara, no, se pregătește încet, apare șaua, apare frâul, apare mătrapul. Cam cât timp îți apare șaua? Nu poți să sun, să vezi. Unde-i? Dar oricum ăsta puteți să-l faceți între timp. Mental, să vorbim, să punem niște muzică. Hai, mă, hai, mă! Hai, pe el. Unde mi stai? Mai e ea. Du-te să o deslege. Adu-o în coace. Costică! Lasă-l pe Costică.
Sănătate! Vă salut! Ce faceți? Ați adus cai? Ardenezul de acolo de la mașină? Ați dat negru? Ăla din Polonia, așa? Nu l-am dat. Că ați luat doi din Polonia, nu? Am înțeles. De ale mele. Are un pic în gură, dar n-are nimic. Bun, așa. Că se mișcă bine. Da. Uite-te acolo cu mințenie de iau. A, stai așa. Care stă fata că n-are iau? Cu minte doare. Și bună. Nu? Domnul Ovidiu, fain aici la strand. Câte ori ați făcut de la Timiș până aici? Cu calul, și ai în spate. Am înțeles. Da, las că nu e rău. Cum mi se pare expoziția? Foarte frumosă, foarte frumos. Dar e vară, nu? Da. Aici noi avem un prieten. Domnul Ema, bună ziua! Îmi place ce șapcă aveți de la New York. Aha! Da, uite, e bine aici, vorbeam cu domnul Ovidiu. Foarte bine. E un prieten foarte bun de la Timiș. Are cai frumoși. Și acum face plajă. Eu mi-am luat tricou pe mine. Stați să văd cât e ceasul. Da, trebuie să vă luați. Trebuie să vă luați tricou, știți de ce? Trecut de 12. Până la 12 faci plajă. După aia te îmbraci. După ora 4 sau 5 poți să ți-e dezbraci iară. Cum putem, așa? Ai, domnul Ovidiu? Ea-i vinde ca o niceradă, deși tu ne ea de-o viață, eu citesc pe față. Hai băi și cu cerdaș, 3 minuri. Hai să bere mai încolo, dacă nu prea. Mamă, caldă. Hai că Andreea, acolo să nu plece de la ea. Hai,
Foarte frumos aici la dumneavoastră, la terasă. Treabă bună, cum se zice. Băutură, răcoritoare. Invităm la un par de apă. Așa? Plus de vin. Începe... Musețea, efectiv. Băci un par de apă. Da? Bine. Multă sănătate! Numai bine, mulțumim, Cristinel, cu drag, cu drag!